Bună ziua, acum depinde unde suntem și mai ales unde vrem să mergem, mai ales dacă plecăm în concediu, pentru că, așa cum ne-am obișnuit deja în ultima perioadă, vremea nu este la fel peste tot în țară. Dacă vorbim despre litoral, pentru că este acum destinația cea mai dorită, vă pot spune că acolo vremea rămâne bună cam până la jumătatea săptămânii, cu temperaturi ridicate, mare caldă. În a doua parte a săptămânii însă crește puțin gradul de instabilitate. Deci de miercuri încolo nu ar fi exclus ca, mai ales spre sfârșitul zilelor sau nopțile, trecător să apară și ploaia. Vor fi însă ploi de vară averse care să nu strice, zic eu, pe ansamblu vremea de concediu. Pentru restul teritoriului, însă mai ales pentru regiunile vestice, mâine și miercuri, cam mare parte din vest, nord, centru, vremea va deveni din nou instabilă și vom fi din nou atenți la cantitățile de apă care urmează să se acumuleze în timp scurt. Probabil mâine vom veni cu o detaliere a zonelor care urmează a fi afectate în sensul emiterii unei avertizări meteorologice, pentru că, așa cum spunem de fiecare dată, aversele pot avea și caracter torențial, pot fi intensificări de scurtă durată ale vântului, să aibă și aspect de vijelie aceste intensificări și nu este exclus să apară și căderile de grindină. Termic, vorbim de o încălzire astăzi categoric față de ziua de ieri, mâine din nou o creștere față de astăzi pentru partea de est și de sud a teritoriului. În schimb, în zonele în care va apărea instabilitatea, vremea se va mai răcori puțin, ceea ce poate nu este chiar atât de dezagreabil, dar și acea răcorire va fi de scurtă durată, atât timp cât ține instabilitatea despre care vorbeam. Mulțumesc, Florinela Georgescu, director Meteorologie Aplicată.